Bun găsit la Recrutat în Constanța. Discutăm astăzi despre integrarea profesională a consumatorilor de droguri. Vom afla în ce măsură reușesc ei să-și refacă viața și sigur că aici e o muncă mult mai dificilă pentru cei care îi vor ajuta să facă asta. Pe lângă puterea de a-i convinge să renunțe la stupefiante, acești oameni care sunt alături de consumatori trebuie să le traseze cumva și un drum profesional, un drum al destinului. E o misiune destul de dificilă. Cei care s-au confruntat cu astfel de probleme știu despre ce vorbesc, mai ales dacă cumva au rude sau prieteni apropiați pe care au satisfacția să-i vadă acum pe picioarele lor după ce au ieșit dintr-o criză, cum se întâmplă în viața fiecăruia. Depinde de noi ce alegem și în ce vicii ne scufundăm. Vorbim despre consumul de stupefiante și contracararea lui astăzi la Recrutat în Constanța, alături de Dumitru Raica, care este director de marketing la Asociația Tomis Antidrog Constanța, și domnul Alois Alexandru, care este vicepreședinte în cadrul aceleiași asociații. Bun găsit amândurora! Bine v-am găsit! Sunt o serie de manifestări, evenimente pe care le desfășurați periodic și acum avem parte de încă unul care bate la ușă. Despre ce este vorba? Da, este vorba de un spectacol artistic, Praf și Fum, la un club din Constanța, în zona gară. E un mesaj pentru studenți și pentru elevi, un mesaj pozitiv, să găsească alternative la ce eu discutam mai devreme, la stupefiante și substanțe periculoase. Da, sigur că acum, în perioada în care ne aflăm, trăim, e adevărat, diferite sentimente, mai accelerate decât în altă eră, să spunem. Și atunci poate că din această cauza și crescut oarecum consumul de astfel de substanțe, mai ales în rândul tinerilor. Știm cu toții ce se întâmplă prin licee și cam care e situația. Da? Vis-a-vis de această problematică, cum o explicăm sau cum am putea o deduce? Da, iată, încă o dată trebuie să spunem, așa cum am spus și data trecută, când am fost prezenți la fel în emisiunea dumneavoastră și am discutat pe același subiect, mai ales că la momentul acesta s-a început noul an școlar și cei care sunt vizați și care ridică această problemă în mod special sunt tinerii, elevii și vor începe cât de curând și studenții, în rândul cărora sigur găsim consumatori de substanțe stupefiante, din păcate. Proiectele acestea și proiectul de care vorbea colegul meu mai devreme, tocmai acest lucru îl au în vedere, de a trage un semnal de alarmă, de a căuta să-i atragem prin modul acesta interactiv pe cei tineri și nu numai pe ei, pentru că veți vedea în luna următoare, în luna octombrie, chiar pe 23 octombrie, vom avea un alt fel de spectacol cu adresabilitate la o vârstă un pic mai ridicată pentru părinții acestor tineri, să atragem un semnal de alarmă în ceea ce privește acest flagel care, așa cum a spus și dumneavoastră, se extinde, prevalența lui luând din ce în ce mai mult accent. Și e bine că veniți cu un atac frontal asupra fenomenului, mai ales dacă ne referim la adresabilitate, pentru că sigur vorbim despre tineri și vedem în imagini că obiceiurile astea se pot deturna mai greu sau mai ușor, fie asta în funcție de personalitatea fiecăruia, prin activități, iată, sportive, da? Acolo unde echipa înseamnă sigur unirea într-un scop comun și dacă acela este unul cât se poate de curat, să-i spunem, și nobil, da? Renunțarea la anumite vicii e o inițiativă cât se poate de lăudabilă. Pe sport vă axați în majoritatea evenimentelor sau aveți și alte, eu știu, desfășurătoare? Avem, bineînțeles, și alte desfășurătoare, dar în mod concret noi ne axăm și pe sport, pentru că sportul înseamnă viață și sănătate. Iar noi oferim alternative oamenilor. Pe unora poate le place basketul, unora poate le place fotbalul, unora poate le place kickboxing și așa mai departe.
Noi încercăm să facem evenimente pe diferite sporturi și să venim în ajutorul tinerilor, chiar și bătrânilor, de exemplu. Și celor care au impresia că nu mai găsesc nicio plăcere prin luciditate. Poate că sunt și astfel de dependenți care au ajuns la concluzia că viața poate nu mai înseamnă mare lucru trăind așa într-o concentrare permanentă pentru ziua de mâine și într-un, eu știu, stres economic. E, iată, una dintre opțiuni, sportul, da, te relaxezi, ai mai mulți care poate sunt în aceeași categorie cu tine. Și când vorbim despre o echipă, altele sunt rezultatele într-un scop care urmează să fie atins de ce punem accent în special, în mod special, așa cum spunea colegul, pe sport? Pentru că sportul înseamnă și comunicarea în echipă, da? Acolo unde se dezvoltă personalități și se leagă relații, și se leagă relații. Este foarte important. Mens sana in corpore sano, da? Spune un dicton foarte frumos. Și acest dicton, sigur că îl legăm de practicarea sportului. Nu numai a unei anumite părți a sportului, ci sunt foarte multe discipline sportive care pot fi sau care îi pot angrena pe tineri în mișcare și care le pot da o gândire lucidă, așa cum a spus dumneavoastră mai devreme. Dându-le această gândire, creierul fiindu-le aerisit, îi pot gândi mult mai bine. Lucru pe care le-am spus-o și, din păcate, tinerilor care își petrec și își risipesc tinerețea după gratii. Pentru că noi am făcut Asociația Tomisan Hidro Constanța, am desfășurat luna trecută, două săptămâni la rând, un program prin sport, în ceea ce a privit pe tinerii care sunt închiși în penitenciarul de la Poarta Albă. Da, și intrăm pe un teren cât se poate de accidentat și discutăm despre momente dramatice. Sunt sigur că ați auzit povești care v-au lăsat efectiv nu numai că am auzit și nu, da, numai, dar am și văzut exemple. Am văzut tineri între 18 și 21 de ani care au vizitat efectiv de 3 ori la rând penitenciarul rămânând după gratii. Și chiar avem în următorul număr, lucrăm la ziarul Vicii, numărul 2. Aveți o publicație în care, da, sunt articole interesante și motivaționale pentru cei care, da, vor să renunțe. Are șansa un deținut să scrie în ziarul nostru și cu ocazia asta poate alții vor învăța din greșelile lui. Și chiar o să am plăcerea să readuc în discuție programul nostru de reintegrare în societate prin sport. Noi am adus de asemenea trupa Faru Constanța, echipa Faru Constanța de junior, care a jucat cu ei un meci de fotbal și au fost super încântați. Sigur, de înseamnă acest... Înseamnă mult pentru fiecare mult, dintre, da, ei. Da, da. Este un pas, este un pas, pentru că vorbeați la începutul emisiunii de incluziunea socială a celor care, din nefericire, au făcut pasul acesta spre consumul de droguri. Este un pas bun, zicem noi, pentru că i-am dat șansa unuia dintre cei care sunt închiși, dintre tinerii care sunt închiși în penitenciarul Poarta Albă, să se remarce, să spunem așa, printr-un articol scris efectiv de el, cu cuvintele lui, nimic schimbat din ceea ce el a pus pe, a șternut pe hârtie, și se va publica acest articol în ziarul Vicii, ediția a doua, care va ieși de sub tipar pe 1 octombrie. Și iată, este un prim pas, așa cum spuneam. Pentru că acest tânăr, și la fel ca el și alții care doresc, pentru că nu putem trece dincolo de voința lor, în primul trebuie să vrea ca să facă pasul acesta spre a se ajuta tinerii. Trebuie să recunoască, probabil că... Trebuie să recunoască, da. E destul de greu în momentul în care iei decizia aceea. Am văzut părerea de rău în ochii lor, da, și părerea... am văzut regretul pe, da, care... Este foarte... Dacă nu conștientizezi, da, asta, foarte grav. Nu poate când am plecat, nimeni și nimic. Noi când am plecat de acolo, era o mamă care ne întreba dacă i-am văzut fiul cu lacrimi în ochi. Da, și am văzut oameni disperați înăuntru închiși de ani de zile, tot din urma consumului de droguri.
Da, o misiune cu atât mai dificilă, aproape imposibilă, aș spune, pentru că, din nefericire, legislația nu vă sprijină în aceste inițiative. Legislația ne sprijină, însă aplicabilitatea este destul de greoaie. Mă rog, ați încercat să fiți diplomat. Da. Dar dacă subliniem și vedem realitatea, ai probleme evidente de integrare socială doar dacă ai un cazier pătat. Ca să nu mai vorbim și de un istoric al consumului de droguri. Atunci șansele spre angajare sunt aproape zero, din păcate. Și aici intervine munca voastră, da? Intervin oamenii care au intenții cât se poate de bune și care încearcă imposibilul, cum îl faceți dumneavoastră. Știți cum e, într-o scândură, dacă bătem câteva cuie, după extracția acestor cuie, rămâne acea găurică, care, zicem noi, ca orice altă rană, se poate în timp vindeca. La fel și cu cel care face pasul acesta nefericit spre a se droga, îl aducem la consiliere, urmează pașii pe care îi punem la dispoziție, deci toată etapa aceasta de consiliere, dorește să urmeze toată această etapă de consiliere și dorește practic să se vindece. Sigur că nu-l putem lăsa în umbră pe acel om, trebuie să-l luăm și să-l reintegrăm în societate, să aibă un loc de muncă, să își întemeieze o familie dacă nu are, sau să continue relația cu familia și așa mai departe. Deci omul acela trebuie cât de greu poate deveni acest vis realitate? Pentru că, spuneam, nimeni nu te angajează doar pentru că văd în cazierul tău o infracțiune, fie ea cât de minoră. În momentul în care un angajator îți solicită cazierul și observă că nu e tocmai impecabil, deja ai problemă. Dar dacă se mai află că ai fost și consumator, ce trebuie lucra la prejudecăți. Trebuie să eliminăm prejudecățile. Este punctul sensibil și aici aș fi vrut să ajung. Și să nu potențialul angajator care vrea să angajeze un om și văzându-i cazierul constată că a avut ceva probleme în urmă, trebuie să-i dea șansa. Să-i dea șansa să vadă dacă într-adevăr s-a îndreptat sau nu s-a îndreptat. Prin acordarea... Cât de departe suntem de acest obiectivism social? Deocamdată suntem departe. Da, suntem foarte departe. Noi venim dintr-o vară plină de evenimente. Am avut pe plan sportiv Miss Oinița, numai cu tineri, deoarece totul pleacă din familie, cu cei șapte ani de acasă. Am avut prevenție, informare în stațiuni, am avut evenimente sportive, după cum spuneam mai devreme, Oina, promovăm Oina, sportul național, nimeni nu știe să joace Oina. E și destul de dificil de învățat, să recunoaștem, dacă seamănă puțin cu baseball-ul, dar în sfârșit e atractiv și e un sport cât se poate de distractiv. Da, este foarte distractiv și îți pune în mișcare toți mușchii. Și toți tinerii care au jucat au rămas plăcuți, impresionați. Chiar și noi am văzut cu exactitate acest meci și am participat la acest turneu în premieră națională cu țară. Da, și reacțiile sunt unele inegalabile. Acea satisfacție că ai câștigat te poate, sigur, deturna de la obiceiuri proaste. Da. Și pe rugby am avut câteva evenimente legate pe rugby, pe fotbal, exact ce spuneam mai devreme. Sportul, cu tine. Este un segment important în proiectele pe care le derulați. Care îi ajută, sigur, că să se deconecteze de la lucrurile care le-ar putea, crea probleme din punct de vedere social și să se concentreze pe aspectul acesta al gândirii frumoase și sănătoase. Rămânem tot în sfera aceasta, incluziunii sociale a celor care au consumat droguri și mai ales, vorbeam mai devreme înainte de a intra în emisiune, asociația noastră din etapa aceasta, jumătatea aceasta a anului acestuia, va acorda și asistență pe investigația privată. Vom avea în ziarul acesta, în ediția a doua a ziarului Vici, al Asociației Tunis Antidrog, un articol care expune exact problematica aceasta. Știi unde pleacă copilul tău de acasă? Noi te ajutăm să afli. Investigația privată, chiar așa se numește articolul, pentru că în familia, în general, vorbind în societate, sunt familii care au copii
părinți care au copii consumatori de droguri. Îi suspectează. Unii știu ce fac copiii când pleacă de acasă, anturajul în care intră acești copii, cu cine se întâlnesc, alții nu. Având aceste suspiciuni, părinții sigur că pot contacta asociația noastră și să apeleze la serviciul acesta de investigație privată pentru a afla detalii în ceea ce îi privește pe copiii lor în direcția aceasta. Și acesta este un pas înainte în investigațiile privind descoperirea focarelor de infecție în acest flagel, pentru că nu doar persoana în sine este generatoarea viciului propriu, ci și, sigur, ceilalți factori externi reprezentați de anturaj, de familie, de condiția socială și de alte aspecte care țin de indivizii cu care reacționează persoana respectivă. Da, interacționează tinerii. Avem cazuri de racolare de copii între 9 și 12 ani, care o să avem niște statistici care le vom publica în numărul 2 ale ziarului Vici pentru octombrie. Da, sunt fenomene care apar din ce în ce mai frecvent chiar sub ochii noștri. Adică sunt baruri, sunt, eu știu, cluburi unde avem de-a face cu o cortină la un moment dat de mireasmă pe care, nu știu, cunoscătorii o cunosc, o știu. O știu, da. E foarte greu să ne împotrivim decât câteva persoane acestui flagel, deoarece ați văzut în ultimele zile tot mai multe cazuri de omucideri, sinucideri, crime, toate având în comun un singur lucru, drogurile. Sigur că locurile acestea unde se consumă, barurile, cluburile și așa mai departe, nu este competența noastră de a intra Evident. Și de a face curățenie. Sunt era doar o semnalare. Da. Noi decât facem informare, prevenție, și aducem la cunoștință. Rămânând cealaltă latură de combatere, pe linie coercitivă, să se ocupe instituțiile abilitate pentru așa ceva. Sunt pași pe care îi urmați de fiecare dată, în momentul în care, sigur, descoperiți, să spunem, un tânăr care este deja dependent de aceste substanțe. Bine, acum unele dintre ele se spune că n-ar provoca dependența, dar până la urmă mai intervine și factorul psihic. Toate ți creează dependență. De la prima doză. Nimeni nu a scăpat de acest flagel. Știți că am spus în premieră la dumneavoastră. Dar trebuie să demontăm și asta, pentru că sunt mulți care o să spună, domne, dacă nu provoacă dependență, încerc. Da? Nu, că dacă încearcă, s-ar putea să-i placă. E foarte grav, pentru că pornesc de la ideea asta preconcepută și total falsă, că, domnule, nu ar provoca dependență, dar știm cu toții că nu e așa. Eu am spus în premieră la dumneavoastră, în emisiune, am dat un exemplu pe Robin Williams, acel actor, care intrase într-o clinică de dezintoxicare, exact în cozi înainte să venim în emisiune, și la 2-3 săptămâni a decedat. Marele actor Robin Williams. Adică... Da, înseamnă că n-a fost să fie cineva alături de el, poate, sau depinde de conjunctură, de factor complicat acel caz, dar este un reper totuși, pentru că sunt și alte exemple ale marilor oameni care încercăm, au trecut prin astfel de momente și unii din păcate au sfârșit așa. Noi lucrăm cu artiști, avem un desfășurător până la sfârșitul anului. Avem primul eveniment de duminică pe data de 28 cu Radu Pietreanu, care avem și un imn al evenimentului Praf și Fum, după care avem cu domnul Adrian Daminescu la Casa de Cultură, Plante Bune, Plante Rele, pe 23 octombrie. Vorbim de o inițiativă, sigur, venim permanentă, da? Odată. Și în al doilea rând, sigur că am putea să ne referim și la extreme, vis-a-vis de subiectul pe care l-am abordat anterior, celebritatea și, pe românește, momentul în care ți se urcă la cap și începi să cauți alte refugii decât cele lumești. Și atunci, probabil că de aia ai tendința să încerci în fiecare zi, eu știu, stupefiant pentru a te simți în regulă. Și mă refer aici și la cealaltă extremă, nu? O condiție socială precară, un anturaj cât se poate de dubios, și acolo noi transmitem un mesaj, să nu mai fie curioși și nimeni să nu încerce, pentru că treburile astea aduc numai
probleme și la noi în România avem legea 143 din 2000. N-ai voie să vorbești, n-ai voie măcar să pronunți un cuvânt pentru că intri la pușcărie. Am văzut atâtea exemple și ei se trage clar un semnal de alarmă. Să dau un exemplu banal, toată lumea în casă poate are un cuțit, ar trebui să fie interzis cuțitul că te poți răni cu el, dar toată lumea trebuie să aibă o educație și să știe să se ferească de lucrurile astea. Asta, noi de asta muncim și asta facem, informăm lumea și o prevenim să nu se apropie de așa ceva. Sunt paliere mai fragile din acest punct de vedere și mă refeream la condiția economică precară, pe de o parte, și la extrema cealaltă, în antiteză, la o condiție socială peste medie. Da, știți cum e. Aici sunt două puncte fierbinți. Fericirea este o stare de bine și fiecare dintre noi căutăm să fim fericiți, să avem o stare de bine. Unii dintre noi căutăm permanentă. Să fim și mai fericiți decât se poate. Exact, ce spuneți. Aici vreau să ajung. Însă mulți dintre noi, să spunem așa, căutăm să ne creăm această stare și alegem lucruri care să ne creeze această stare din nefericire. Le putem constata după aceea că sunt nocive și care ne coboară sub starea aceasta de fericire, unde de fapt este un iad, nu? Prin aceste substanțe psihoactive. Aceste două paliere pe care le-ați evidențiat, primul dintre ele starea de bogăție excesivă și cealaltă extremă starea de sărăcie, nu sunt neapărat condiții pentru. Exact, când vine acum în minte castări de mântuire. Să folosim așa în zona mistică, să intrăm, da, un pic în zona mistică. Starea starea de bogăție, cât și starea de sărăcie, nu sunt condiții la mântuire. Așa și cu chestiunea aceasta a găsirii fericirii prin tot felul de substanțe astea ingerate în organism. Da, ține și de momentul și de perioada pe care o traversezi, fără îndoială. Sunt oameni care nu mai găsesc niciun fel de refugiu în momente extreme din viața lor. Sigur, pierdem persoane apropiate. Sigur că avem necazuri poate la serviciu. Poate și pe plan personal suntem prăbușiți, pentru că tocmai aici am divorțat. Adică dacă vin așa una după alta, nu. Ai impresia ce facem? Ai impresia că apelăm instantaneu la un psiholog, nu. Venim la asociație la voi sau veniți la noi la asociație pe Mihai Viteazul numărul 95, care nu toți sunt de bună credință. Veniți la noi la Mihai Viteazul pe numărul 95, la Tommy Santidrog și veți găsi soluția. Una dintre ele, este decât să te autodistrugi prin chestiile astea, nu-ți dai seama că de fapt tot ție îți faci rău. Evident, îți faci mai rău decât îți trebuie. Și așa, ok, ai divorțat, ai o problemă. Vrei mai multe probleme? Vine banca, îți mai ia și apartamentul, că exact. Mai din bine, păcate se întâmplă. Mai bine faci ceva. Aici ține de o gestionare exactă și corectă și înțeleaptă a lucrurilor personale. Da? Adică ceea ce te privește pe tine. Cum îți gestionezi viața, cum îți gestionezi viața, relația de familie, relația cu prietenii, relația cu colegii de la serviciu și așa mai departe, care îți pot crea, sigur... Cum ați putea să-i faceți pe acești oameni să-și regăsească puterea interioară? Comunicând, arătându-le, de a rezista. Comunicând, venind la noi, arătându-le soluții și, în primul rând, ei să vrea. Deci ține de voință aici. E totul numai de voință, legat de voință. Vrei, ești conștient care sunt repercusiile sau care vor fi consecințele dacă alegi să nu te îndrepți? Da. Sigur. Plus că în teorie se spune despre faptul că n-ar exista dependențe, pentru că omul este atât de puternic încât își poate impune propria voință, indiferent de ce se întâmplă. Da, bine, asta, mă rog, în teorie. Da, e o dependență practică, psihică. Din păcate... Ține de un control al sinelui aici, în primul rând. Acum, societatea asta în care trăim și lipsa, cum să spunem, siguranței zilei de mâine, probabil că pe mulți îi atrage în această plasă, îi determină să cadă. Pentru că clachează la un moment dat. Ține de psihic, de cât de tare și cât de puternic te concentrezi asupra psihicului. Și de unde ți iei impulsurile pozitive? Probabil că trebuie să vezi întotdeauna... Să te informezi. Să te informezi. Cumva,
spoturile acelea care să te ducă spre drumul normal. Să ieși în societate, să vii la... Să te deschizi, efectiv. Trebuie să vii la programe de așa natură, dacă te interesează și vrei să te informezi. Noi asta facem. De exemplu, râsul este o alternativă. Trebuie să vii să te simți bine. Terapie prin râs. Terapie invers, exact. Pe 2 noiembrie avem cu Dor Octavian Dumitru, la fel, un spectacol de stand-up comedy. Special lumea să vină, să râdă, să se simte bine, tot cu mesaj social, bineînțeles, cu un mesaj subliminal, ca tinerii să înțeleagă ce pericole sunt în jurul lor. Dar acest mesaj trebuie transmis pozitiv. Nu trebuie să ceri pe nimeni, nimeni nu ceartă pe nimeni, pe părinți sau pe elevi. Se dau decât alternativ. Și e o îmbinare cât mai eficientă a acestor factori care duc spre un pozitivism, cum ar fi sportul, iată, cum ar fi împletirea dintre divertisment și informația pe care vreți să o transmiteți, nu poate duce decât spre un succes mai întârziat sau mai apropiat, pentru că acum depinde și de personalitatea fiecăruia și, sigur, de receptor, pentru că mesajul nu poate fi trimis dacă nu există și un dispozitiv care să-l primească și să se deschidă atunci când, chiar când nu are semnal sau când aparențele dau impresia că nu are semnal. Dar nimeni nu cred că își dorește o viață, nu știu, dusă la extrem și o viață trăită în iluzie, practic. Că exact, despre asta este vis. Vorba. E vorba de un vis care avem impresia că e frumos, dar de fapt este un coșmar care ne poate duce până la stingerea luminii complete. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru precizări. Sunt o serie de evenimente pe care noi le vom semnala și le vom mediatiza de îndată, sigur, ce ne veți anunța. Vă mulțumim pentru sprijinul pe care ne-l acordați. Da, și așteptăm pe toată lumea duminică la Radu Pietreanu, Praf și Fum. Și pe 23 octombrie la să râdă fără să fumeze nimic. Dar este foarte important să ai puterea să și nu ne te regăsești noi, ci fără niciun fel de alt stimulent care te poate duce, cum spuneam, în zona neagră a vieții. Până data viitoare vă spun la revedere, vă mulțumesc pentru atenție, concentrați-vă la serviciu și aveți mare grijă în pauză ce fumați. Pe curând!